Cu toții ne dorim o evadare în natură, în aer liber, odată ce se suspendă starea de urgență. Iar salvamontiștii știu asta. Mai mult, cum pe creste acum este liniște, ei profită de moment ca să refacă toate traseele turistice, înainte ca primul val de turiști să apară. În defileul Jiului, ai impresia că ești într-un colț de rai. Verdele crud și apele învolburate la care se adaugă traseele turistice spectaculoase sunt ingredientele perfecte pentru o escapadă în aer liber, de care mulți vor profita, dar abia când vor fi ridicate restricțiile de circulație. Până atunci, pe trasee, îi găsim doar pe salvamontiști. Salvatorii montanii refac în această perioadă toate marcajele, montează stâlpi informativi pentru ca traseele să fie curate și bine semnalizate. Traseele care sunt cu punct sunt trasee circuit, traseele cu triunghi duc către traseele de creastă. Cum vedeți aici, cele cu bandă sunt trasee care sunt doar pe creasta muntelui. Misiunea nu este deloc una ușoară. Au de mers kilometri întregi pe jos pentru ca turiștii să fie în siguranță pe munte. În zona golului alpin, unde practic nu mai avem nici pom, nici eventual mai facem semne pe pietre, dar dacă nici acestea nu există, trebuie să montăm stâlpi și cu panouri indicatoare. Deoarece dacă este ceață, turistul într-o zonă din asta de plat, un turist se poate rătăci foarte ușor. Este bine să plecăm tot timpul pregătit, să avem mâncare, apă și tot ce avem nevoie, echipament. Pe drumurile montane și pe văi, salvamontiștii vor lua la pas fiecare traseu. Marcăm toate văile, refacem marcajele, deoarece în zona golului alpin încă mai există zăpadă. Sperăm că turiștii o să vină număr foarte mare. Noi îi așteptăm cu traseele marcate, pregătite. Așteptăm să treacă această pandemie și noi de-abia așteptăm. Sunteți cam singuri pe traseu. De fapt, singuri pe traseu. Da, singuri, noi și animalele. Sfinxul Lainicilor, un superb monument al naturii, groapa fără fund ori pasul Vâlcan sunt doar câteva dintre atracțiile turistice ale zonei. Însă, oricât de mult ne-am dori acum o drumeție pe cărări de munte, trebuie să așteptăm până când vom ieși din starea de urgență. Până atunci, muntele ne așteaptă în liniște, cu tot cu peisajele sale de vis.